Doamna Badea Simona. Prezentă. Domnul Calotă Constantin. Doamna Catone Magda. Prezentă. Doamna Chirilă. Prezentă. Domnul Constantin Mihai. Domnul Costache Adrian. Prezent. Domnul Croitoru Angel. Prezent. Domnul Dinu Alexandru. Domnul Dinca Adrian. Doamna Enache Nicuța. Domnul Feraru Cosmin. Prezent. Domnul Feroiu Silviu. Revedere, numai bine. Domnul Feroiu Silviu. Doamna Georgescu. Domnul Iliescu. Doamna Iordache Izabela. Prezent. Mulțumesc. Doamna Lăzăroiu. Domnul Matei Silviu. Da, da, prezent. Domnul Nedelcuț. Prezent. Domnul Nicolescu Claudiu. Prezent. Domnul Panaitescu. Prezent. Da. Doamna Pașciuc Paula. Domnul Pellegrini. Prezent. Doamna Popescu Lenuța. Domnul Predescu. Prezent. Domnul Săftoiu. Domnul Vaspuș. Prezent. Prezent. Mulțumesc. Cât suntem? Dintr-un număr de 27 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți 14, astfel încât ședința poate continua în condiții de legalitate, cvorumul fiind împlinit. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretar general. Așadar, stimați colegi, declar ședința deschisă. Haideți să votăm ordinea de zi cu un singur punct. Vă rog, puneți votul pentru ordinea de zi. Domnul Nicolescu. În regulă, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte să mergem la votul unicului punct de pe ordinea de zi, aș vrea să cer avizele comisiilor de specialitate. S-au solicitat avize de la Comisia Socială, Transparență, Buget și Învățământ. Haideți să începem cu cea socială pe care am menționat-o. Avizul, vă rog. Favorabil. Mulțumesc. Transparență. Favorabil. Mulțumesc. Buget. Am convocat ședința Comisiei de Buget. 6 din cei 7 membri ai comisiei au confirmat prezența online. 4 dintre ei au solicitat expres să fie trecuți absenți. Ceilalți doi care am confirmat prezența online am votat favorabil. De asemenea, având în vedere conținutul amplu al proiectului, am recomandat solicitarea de avize și de la comisiile de ecologie, Comisia Socială și Comisia de Învățământ. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Comisia de Învățământ, vă rog. Avizul Comisiei de Învățământ nu s-a întâlnit. În regulă, mergem mai departe la Comisia de Ecologie. Avizul Comisiei de Ecologie. Bună ziua, am întâlnit Comisia de Ecologie și am avut quorum și am avizat favorabil proiectul de buget, de rectificare bugetară. Cu privire la aceste avize, doresc să fac cunoscute prevederile articolului 17 aliniatul 18 din ROF-ul CLS2, potrivit cărora proiectele de hotărâri al căror obiect vizează domeniul de activitate al mai multor domenii de specialitate vor fi analizate și avizate de fiecare dintre aceste comisii pentru introducerea pe ordinea de zi a ședinței, fiind necesar cel puțin un aviz emis de către una dintre comisii. După cum ați constatat, la acest proiect avem 3 avize favorabile, sens în care proiectul a fost în mod legal înscris pe ordinea de zi. Vă mulțumesc!
Mulțumesc, doamna secretar general. Atunci avem întrunite condițiile pentru a merge mai departe la votarea unicului punct de pe ordinea de zi. Așadar, ordinea de zi, punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al sectorului 2 al municipiului București pe anul 2023. Inițiator, Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, porniți votul. Domnul Nicolescu. În regulă. O secundă. În regulă, haideți, atunci vom, o secundă, păstrați votul deschis, vă rog să citim și urgența care a motivat această ședință de îndată. Doamna Chirilă, dumneavoastră nu aveți votul exprimat în platformă, eventual dacă nu puteți vota, vă puteți exprima verbal votul. Votul meu este favorabil, eu l-am găsit, mulțumesc. Puteți să-mi confirmați că s-a auzit votul favorabil? Da, s-a auzit, mulțumesc. Având în vedere caracterul de îndată al convocării acestei ședințe, care, așa cum ați fost informați, reclama soluționarea unor probleme urgente ale comunității, s-au întocmit documentele în mod legal, fiind elaborată inclusiv motivarea urgenței pe care am să vă aduc la cunoștință. Astfel, în baza dispozițiilor articolului 134 aliniatul 4 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, s-a propus Consiliul Local convocarea acestei ședințe pentru rectificarea bugetului, justificat de următoarele considerente. Publicarea proiectului ordonanței de urgență pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin programul de convergență și pentru modificarea unor acte normative, aflat în transparență decizională pe site-ul Guvernului României, prin care se propun măsuri care să conducă la limitarea și diminuarea cheltuielor bugetare pe perioada rămasă până la sfârșitul acestui an. Printre aceste măsuri se numără obligația ordonatorilor de credite și al instituțiilor și autorităților publice de a nu încheia angajamente legale pentru anumite cheltuieli bugetare. Așa cum ați luat cunoștință, conform proiectului de ordonanță publicat marți de Ministerul Finanțelor Publice, începând intrării în vigoare a ordonanței, ordonatorii de credite și ai autorităților și instituțiilor publice nu pot încheia angajamente legale pentru anumite categorii de cheltuieli de bunuri și servicii și nu pot încheia angajamente legale pentru toate categoriile de cheltuieli de investiții. Conform proiectului, exceptate de la restricții vor fi cheltuielile necesare implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și unele situații temeinic justificate. Pe de altă parte, veniturile din sumele defalcate din TVA de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielor descentralizate și pentru echilibrarea celor rămase neutilizate până la data intrării în vigoare a ordonanței, vor fi disponibilizate în termen de 5 zile la fondul de rezervă al Guvernului. O altă motivație importantă este necesitatea suplimentării bugetului de investiții aferent de GAPI sector 2, după cum știți, instituție publică care coordonează și gestionează
clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului 2 al municipiului București. DGAPI, deci sectorul 2, cu suma de 31.400.000 de lei la capitolul subcapitolul 650250, articolul bugetar 710130, în vederea contractării execuției documentațiilor de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare, consolidare și modernizare a clădirilor, de realizarea unor lucrări de amenajare a spațiilor exterioare ale clădirilor în număr de 20 de unități de învățământ. Deci ați constatat că există investiții care vizează modernizarea și buna funcționare a unităților de învățământ, a clădirilor în care desfășoară activitatea copiii noștri din sectorul 2. Această rectificare vizează de asemenea includerea fondurilor în sumă de 12.563.000 lei pentru acoperirea necesarului cheltuielilor de personal, angajaților din cadrul DGASPC sector 2 și a indemnizațiilor de însoțitor a persoanelor cu dizabilități. Ați constatat astfel că aceste fonduri sunt alocate în sprijinul persoanelor cu probleme, în persoanelor cu dizabilități de pe raza sectorului 2, având un puternic impact social. De asemenea, urmărește suplimentarea fondurilor necesare acordării ajutoarelor sociale diferitelor categorii de beneficiari aflați în evidența DGASPC sector 2 cu suma de 8.615.000 lei, în lipsa cărora vor fi cu siguranță afectați. S-a rezolvat? Am vrut să Am vrut să vă fac cunoscute aceste aspecte înainte de finalizarea votului, tocmai pentru a ști care este urgența aprobării acestuia. Domnul președinte, vă rugăm să continuați. Vă mulțumesc mult, doamna secretar. Doamna Iordache, dacă ne auziți, vă puteți exprima votul verbal dacă nu puteți pe platformă. Doamna Iordache? Mă auziți? Da, vă aud. Vă exprimați votul, vă rog. Vă auzim? Doamna Iordache, votul dumneavoastră este? Doamna Iordache, ne auziți? Nu pot închide votul până nu mă asigur că toată lumea și-a exprimat dreptul la vot. Doamna Iordache, mă auziți? Ne auziți din sala de consiliu? Păi da, să-l exprime verbal, să-l auzim în ședință. Pe grupul consilierilor locali, doamna Izabela a făcut cunoscută modalitatea de vot pentru proiect, însă rugăm președintele de ședință să stăruie pentru a putea fi înregistrat personal de către doamna. Mulțumesc, doamna secretar. Doamna Iordache, mai încercați, vă rog frumos, să spuneți în microfon verbal votul dumneavoastră, ca să-l putem auzi. Mai devreme v-am auzit, acum nu știu ce se întâmplă cu microfonul dumneavoastră. Sunteți pe mute? Haideți, am auzit tot, da. Acum nu. Doamna Iordache, deci eu văd pe ecranul meu că microfonul se pornește și se oprește succesiv. Lăsați-l pornit. Mai așteptăm un pic. Să mă întorc în weekend. Da, avem o interpelare din online? Nu, era Gabi, le puteți cu telefonul. Dacă tot avem un moment, aș fi vrut să îi adresez o întrebare domnului director Gârbu legată de acest proiect de rectificare bugetară. Dacă am înțeles corect, proiectul de ordonanță de urgență aflat în transparență publică limitează sumele care pot fi cheltuite pe bunuri și servicii până la finalul anului. Pentru DGAPI, alocarea bugetară corespunzătoare acestei rectificări bugetare va fi folosită predominant pe bunuri și servicii sau predominant pe investiții? Și dacă va fi folosită pe investiții,
Dacă ne puteți da câteva exemple de investiții care ar putea beneficia de această rectificare bugetară. Avem ceva lucrări în lucru care ar putea beneficia de acești bani pe care îi alocăm? 100% este vorba doar de investiții, nu este vorba de cheltuieli de funcționare. Sunt doar investiții și, după cum bine știți, sunt șantierele care se continuă, cele începute anul acesta, precum șantierele de reabilitare, modernizare, consolidare, precum și șantierele de refacere a curților și grădinilor unităților de învățământ. Îmi cer scuze o secundă, vă întreb, domnule director. Doamna Iordache, dacă ne auziți, puteți interveni în orice moment să vă exprimați votul, vă rog. Doamna Iordache, ne auziți? Da, uneori tehnica ne poate juca feste. Domnule director, vă rog, continuați. În concluzie, este vorba doar de investiții. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Domnul consilier, dacă vreți să le detaliem, le putem detalia, dacă doriți. Dacă considerați că este util, eu consider că e util. Rog. Eu aș fi vrut să vă întreb legat de curțile de școli. Care sunt deja în lucru? Deci pentru care dintre curțile pe care le-am votat în Consiliul Local, pentru care am obținut autorizație de construire, care au fost începute și care vor mai fi începute până la finalul anului și eventual și finalizate până la sfârșitul anului? Vorbim de curți de școli. Okay. Deci avem Liceul Tehnologic Special numărul 3, unde avem lucrări de amenajare peisagistică și reabilitare în prejmuire, lucrări începute și aflate la jumătatea duratei de execuție. Școala 25, sediul din Calimachi, este vorba de sediul grădiniței din Calimachi numărul 8, lucrări aproape finalizate. Este vorba de școala 41, lucrări aproape finalizate. Este vorba de școala 62, lucrări. Mă scuzați o secundă, domnule director. Spuneți, confirmați dumneavoastră telefonic votul dumneavoastră. Spuneți. Se aude? Da, da, vă auzim, da. Care este votul dumneavoastră? Vot favorabil. Bun, acum vă rog mult ca să se poată înregistra și pe platformă. Închideți, încercați să vă conectați și răspundeți ca să închidem după aceea procedura de vot, pentru că noi am constatat care este voința de vot și nu vă putem împiedica să vi-l și exercitați și să fie înregistrat pe platformă. Da, l-am văzut consemnat și pe WhatsApp și telefonic, dar am dorit totuși să insistați să-l putem consemna și pe platformă. Da, să fie consemnat și formal. Îmi cer scuze, domnule director, până rezolvăm și formalitatea aceasta, vă rog mult, continuați. Ok, este vorba de școala 41, lucrări aproape finalizate, școala 62, lucrări în execuție, școala 66, lucrări în execuție, grădința 133, lucrări în execuție, grădința 137, lucrări în execuție, școala 145 în același stadiu, grădința 236, suntem în execuție, școala 307 la fel, liceul Lucian Blaga la fel, grădința 23, suntem în execuție, iar pentru anul următor mai avem încă 13 unități, 13 unități în care vom interveni, sau cel puțin 13 unități pe care vom interveni pe zona de curți. Și cam asta, despre asta este vorba pe spațiile verzi. Nu știu dacă mai aveți alte întrebări. Da. În regulă, domnule Nedelcuț, mai aveți alte întrebări pe legat de spațiile verzi? Dacă îmi permiteți, aș avea eu o întrebare pe care să o adresez domnului Gârbu. Care sunt grădinițele pentru anul viitor? Vom avea discuțiile bugetare cu toate unitățile de învățământ începând de luna viitoare și în propunerea de buget le vom regăsi acolo, asta și în funcție de avize, de autorizații și așa mai departe. Director. Vă mulțumesc, domnule Gârbo. Tot eu, Radu Nedelcuț, sunt. Aș mai avea o întrebare pentru doamna director economic. Cum
cum afectează sau cum influențează această rectificare bugetară proiectele de recuperare a spațiilor verzi pe care le-am votat în ultima vreme în mod repetat în Consiliul Local. E vorba de potențialele exproprieri pe care le-am putea realiza până la sfârșitul anului, presupunând că am obține acordul Consiliului General. Cum influențează această rectificare bugetară disponibilitatea resurselor financiare pentru, de exemplu, achiziția terenului din Plumbuita pe care l-am votat ieri, eventuale exproprieri pentru realizarea de spații verzi și așa mai departe? Sumele sunt cuprinse în această rectificare pentru exproprierile pe care le-ați menționat și este foarte important să se aprobe această rectificare de buget. Avem evaluări ANEVAR pentru costul acestor terenuri? Acest lucru nu știu eu. Sunt comisii special constituite în acest sens și cred că membrii acelor comisii ar trebui să vă răspundă la această întrebare. Mulțumesc, doamna director. Haideți să o văd pe doamna Iordache din nou conectată. Doamna Iordache, exprimați-vă votul. Votul este? A ieșit în regulă. Doamna președinte, aș avea și o întrebare. Vă rog, sau... domnule Vaspăș, vă rog. Referitor la rectificarea bugetară pentru reabilitările energetice, avem o suplimentare cu 50 de milioane de lei în zona obiectivelor de reabilitare energetică a imobilelor de locuințe colective și aș fi vrut să o întreb pe doamna director Cristea, care este numărul de imobile pe care estimăm că eventual am putea să le avem gata anul acesta suplimentar? Înțeleg că graficul de execuție al lucrărilor ne permite această suplimentare. Această suplimentare se datorează faptului că sectorul 2 a fost autorizat de curând de către Ministerul de Finanțe, de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, pentru încă o tragere din contractul cu BEI pe care l-am încheiat chiar anul acesta. Deci este absolut necesar să prindem acești bani pentru că suntem autorizați să-i și tragem. Neavând buget aprobat pentru obiectivele și nefiind cuprinsă suma în buget, nu voi putea să fac tragerea pentru suma autorizată. De asemenea, există și riscul să fim amendați sau penalizați cu 2% din valoarea sumelor aprobate, cum e cazul nostru, și netrase. Deci este foarte important să avem sumele prinse în buget. Deci, în mod clar, o justificare a urgenței de a avea această rectificare. Da, și avem și alte justificări. Cele mai importante le-a menționat doamna Niță, investiții pentru învățământ, salariile DGASPC-ului, creditul intern pe care îl cuprindem astăzi și multe, multe altele. Noi am spus doar câteva urgențe, dar în toate sunt urgente. Toate propunerile noastre le-a menționat în raportul de specialitate și toate sunt urgente. Dacă îmi permiteți, de-a lungul acestui an a fost aprobată efectuarea de către Administrația Domeniului Public a unor studii de fezabilitate care urmăreau tocmai declanșarea procedurii de expropriere. Doamna Iordache, ne auziți? Îmi cer scuze, doamna secretar. Continui efectuarea celor studii de fezabilitate pentru a determina declanșarea exproprierii în vederea extinderii spațiilor verzi sau pentru crearea unor noi parcuri. Una din ședințele anterioare s-a aprobat deja solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a declanșa exproprierea pentru un parc important, Parcul Moroieni, pentru care cu siguranță s-au efectuat deja cheltuieli în vederea efectuării studiului de fezabilitate, ce include acele documentații tehnico-economice ce au fost deja aprobate. Prin urmare, au fost făcute deja niște cheltuieli care trebuie să se reflecte anul următor și în
dobândirea acelor terenuri și realizarea obiectivelor de interes public propuse. Acest parc Moroien, pe el ar vrea să subliniez, că este inclus și în strategia de dezvoltare a sectorului 2, ca obiectiv important al de investiții pentru sectorul 2. Prin urmare, au fost deja efectuate cheltuieli care ar rămâne fără sens în condițiile în care nu s-ar lua această măsură de rectificare urgentă a bugetului pentru a asigura finanțarea acestor proiecte. Mulțumesc, doamna secretar. Aș fi avut și o curiozitate legată de Direcția de Asistență Socială. E vorba doar de angajamente pentru personal, adică salarii și ajutoare sociale, sau sunt și alte sume acolo incluse pentru această rectificare? Ajutoare sociale... La microfon, vă rog, doamna director. Da, un pic mai aproape, să vă auzim. Ajutoare sociale, salarii și o investiție de urgență, dacă știți, acum 3 săptămâni, parcă, sau o lună, a luat foc centrul de zi din parcul Plumbuita și s-au primit o grămadă de sesizări și a trebuit să schimb la lista de investiții și de reparații, să bag niște bani ca să putem face, pentru că este foarte oportună reparația. E o clădire de 7 metri, foarte înaltă, foarte vizibilă. Sunt pagini întregi de sesizări cu această... Am înțeles. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna director. După aceste numeroase precizări și expuneri cu privire la urgența acestui proiect, o să propun domnului președinte să încheie sesiunea de vot, fiind consemnat prin mai multe mijloace electronice și votul colegei noastre, Izabela Iordache, ce a confirmat prezența la această ședință, a încercat în mod repetat să acceseze și platforma, a accesat-o, este, văd, și extras pe grupul consilierilor de pe această acțiune a doamnei Izabela Iordache, să-i spunem. Și, de asemenea, telefonic a comunicat verbal că este pentru acest proiect, votează pentru proiect. De asemenea, a consemnat și pe WhatsApp, pe grupul consilierilor locali, poziția sa de vot pentru proiect. Drept urmare, față de prevederile art. 137, alineatul 1 din codul administrativ, potrivit cărora consilierii locali sunt prezenți dacă participă prin orice mijloace electronice, apreciez că sunt întrunite condițiile prin care poate fi consemnat votul pentru al acestui consilier local. Drept urmare, domnul președinte, vă rugăm să închideți sesiunea de vot și să numărați voturile obținute. Mulțumesc, doamna secretar general, având în vedere argumentarea pe care ne-ați dat-o și întrunirea condițiilor de legalitate și voturile legal exprimate în număr de 14 prin mijloacele electronice, platforma Webex, și al 14-lea prin mijloace electronice conexe, respectiv platforma WhatsApp și telefonic, consider că toate voturile 14 au fost legal întrunite și exprimate, drept care o să rog să închidem votul în acest moment și să consemnăm rezultatul votului. Așadar, cu 14 voturi pentru, dintre care 13 pe Webex și unul exprimat pe WhatsApp și telefonic, proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi a fost aprobat. Vă mulțumesc, stimați colegi. Declar ședința închisă. Vă doresc o zi frumoasă. Doamne ajută! Numai bine! Mulțumim, o zi bună!